În primul rând, există autorizație cu privire la construcția acelei mansarde din blocul aflat aici în Păulești, pe strada Loga Vancii? Nu există. E un conflict acolo între vecini. Da, știu despre ce este vorba. Nu există autorizație la momentul de față. I-am dat amendă proprietarului care a construit fără autorizație acea mansardă și după ce i-am dat amendă, le-am pus în vedere să intre în legalitate. Ca să intre în legalitate, i-am cerut acordul vecinilor. Așa este corect, printr-un certificat de urbanism. Nu ne-a adus acordul vecinilor până la momentul actual când se dă acest interviu. Avem informația că sunt cu 2 sau 3 vecini care i-a chemat în instanță pentru că persoana respectivă care a construit a făcut o expertiză și în urma expertizei spune că poate să construiască, dar vecinii nu-i acordă acest drept și se vor judeca la instanță. Urma de ce va stabili instanța de judecată, vom stabili și noi dacă se eliberează sau nu autorizația de construcție. Vorbeați ceva despre o amendă. Ce amendă ați dat proprietarului? I-am dat amendă proprietarului la vremea respectivă, acum 2 ani, 3 ani în urmă, când a construit. Pentru că așa este normal. Amenda este între 1.000 de lei și 10.000 de lei. A primit o amendă care nu am cifră la momentul de față, dar sigur are peste 2.000 de lei, dar atâta timp cât a avut construcția, cu amenda se stabilește de către primar în urma lucrului făcut și la ce nivel a ajuns. Considerăm că a fost făcută mansarda și că a fost construită și învelită și tot și i-am dat amendă de 2.000 sau 3.000 de lei. Deci îmi spun că nu se lasă până când proprietarul respectiv o să demoleze acea construcție. Nu știu dacă va demola, dacă expertiza spune că trebuie să fie demolată, că atârnă greu pe bloc, atunci va fi demolată. Dacă expertiza spune că nu sunt de specialitate, cei care sunt de specialitate vor spune dacă trebuie demolată sau nu. Dar de intrat în legalitate se poate face. Că până la urma urmei, urma cadastrului general care are astăzi primăria Păulești, trebuie să luăm de bază tot ceea ce găsim în gospodăriile oamenilor și dacă are autorizație și dacă nu are autorizație. Înregistrăm cu ele și mergem mai departe să-și plătească taxe și impozite la ele. Cine are dreptate din punctul dumneavoastră de vedere în conflictul ăsta? Din punctul meu de vedere nu pot să mă pronunț pentru că eu trebuie să respect legea.